no, una mai rar. Am făcut la viața mea și bune și rele. Când mă vădresc cu ceva, cu fetele mele. Ieri mi-aduc alinarea și mi-amintă supărarea. Și mi-aș da orice mi-ar cere de fetele mele. We'll be right back.
Yeah.
Mi-amintesc
era. Munceam din grele și parcă tot nu mă ajungeam. Aspiram sus, o visa bogății. Mă mulțumeam să aduc pe mine la copii. Supărarea la
Când mă supără ceva, prima simte mama mea. Îmi rog,
iubesc inima când o văd pe mama mea. Ea este sufletul meu care nu vă lăsă la greu. Ea nu dă putere, peste tot să fac. Cine e mama? Speranța mea, e fata mea, aia mea. Pentru măicuța ei, pentru doamna Mărioara, și pentru viața, cine mai e? Fata, să mă suflet. Cine e doamne, speranța mea, e fata mea, iubirea mea. Cine e doamne, regele mea, ale mele, băiatul meu, băiatul meu, regele meu. Pentru noștri umore, pentru măicuța lor, doamna Mărioara, care a știut să-i crească. Nu le-a lipsit nimica și ce este viață, o să fii mereu. O să fii de băieții tăi mereu lângă tine. Să te bucuri de copiii tăi. Ia vă asta. Mai mă vorbă de când eram mic, că Mărioara nu e nimic. Orice lume poate fi de mare, poate pune el mâna. Mamă bună, cea mai proastă stație, mai ferea, pe foc și iară, te lăsa fără mâncare, ca să-mi fute mie soare. Și pentru toate mamele la toată lumea, nu se facă microfonii. Cine e mama? Cine? Leana. Pentru Leana? A doua mama. A doua mama. Când mă doare inima și când mă fac îmi răcor schimba, că este inima mea. Eu nu mă lăsa să fac în ochii dușmanilor. Iată ta, pentru doamna Elena, pentru copiii ei, toată familia este frumoasă. Și am ce spune acum Elena pentru fata ei. Cine e doamne, speranța mea, e fata mea. Ia scuze. Totul nostru mare! Pentru măicuța lui, doamna Mariana, și pentru toate mamele din lume, de mă lăsă mă rog, să rămân la sine.
melodia asta plecată din suflet pentru mama la toată lumea, să vă trească tot ce iubiți. Iată-te! Bravo, Nicu! Pentru tot Ploieștiu! Ci sute! Pentru domnul Eminescu, tata până la milion! Pentru toată masa lor, până la unul ci sute! Bravo, Nicu, special! Să rămână toată! Această pozație. Dar la noi poșeam până la mine. Haide! Ia-o! O mamă poate simți supărarea copii. Când mă supără la cele mori, ia numai măicuța mea. Ia-mi tămâna să mă scor și nu mă lăsă să mor. Când mi-a fost viața mai grea, m-a ajutat doar mama mea. Scumpă mamă și scuze pentru doamna Mărioara de la băiatul ei. Ușor. Ia-o ce scuze. Bună mea. Mă sucește mica pani, măi cât de mult ți-am iubit. Iată ce ne-a trezit! Doamna Moșa pentru toate mamele din lume și pentru măicuța ei și toate mamele din lume. Ia-o zborcare astea, cele mai grele. În viață, cu cât de cami, ne sucește mintea panii,
oricât de mult ți-am să nu uiți că mama ta în viața cu către ne surcește mintea mare. Va fi și va rămâne toată viața noastră și inima noastră, Dumnezeu să fie. Fac o să vă și pentru trecutul vostru, Dumnezeu să vă odihnească. Ia-o zbălărescă. Vino la mor, la mine, că de-aici te mori. Eu te-aud cu bine plânge, când te ia doar de mine. Vino la mor, la mine. Cea mai plăcere și mama noastră, că tu erai puterea
special pentru nașii mari fiii mei, arabii mei, ca să facă sistem aici cum trebuie. Toți arabii mei pregătiți, arabii, să îmbracă. Hai, tată! Să-și facă talentul ăsta frumos alături de percuțiile României! Între cea mai tare instrumentală a noastră!
Să nu mai fie un cunos cu supărat. Cuțul lui, în continuare!
și Ioana. Salut!
zici ce faci? Pericolosa. Yo! Oh!
Pica González, 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 Pica
Nu
să mă vedeți, sunt același bătrânel, tot așa de frumușel. În lumea basmelor se spune că sunt un mare vrăjitor. Merlin este al meu nume și am venit să dau de veste cum oameni minunați și buni au botezat în astă seară un pui de om cu ochi la jin. Peste tot eu sunt faimos pentru magie și vrăj de mare folos. Apropo, dragilor, de magie și vrăj, aș vrea să spunem o formulă magică împreună. Repetați după mine. Hingitus! Fingitus! Să se aștearnă în calea sa toată dragostea din lume, sănătatea să-i fie scut de fier și avuție. Dragilor, să știți că eu nu am venit singur, am venit cu a mea carte să-i citesc al său destin, spus de Merlin cel senin. În cartea vieții, cu fir de aur scrie clar că al său destin este ales și o să fie un om măreț. Acum, dragilor, vă chem zânele ursitoare să spună lor urare, soarta să-i călăuzească, drumul să-i ocrotească. În aplauzele dumneavoastră, zânele ideale! Haideți-vă apropiați și ursirea ne ascultați! Dragul meu, copilărie frumoasă, vei avea povești multe, te vor inspira. Iar de asta bunicii se vor ocupa. Avem bunici pe aici pe undeva? Bunicilor îl veți răsfăța, dar și de grijă îi veți purta. Ciocolată, jucării, prostioare cum va face, îi veți ține partea în toate. Iar când Dominic va crește mare, o să vă răsplătească cu alinarea sufletească. Grădinița te înflorește puțin mai mare când vei crește, basme, poezii și bastonașe, jocuri multe și casnii, pe toate, dragul meu, tu să le știi. Ai dreptate surată, dar și școala va face om educat, manierat și, bineînțeles, de profesor apreciat. Iar pentru asta, noi de cărți nu am uitat. Cariera ți-o vei construi în jurul matematicii, știința, cu tot bagajul său, va fi pe placul tău. Da, surată, dar dacă științele nu sunt pe placul lui, propun schimbarea planului. Dacă nu va fi chimist, cu siguranță va fi un mare artist. Lumea de drag să-l asculte, tot pământul să-l încânte. Cel mai cald și frumos glas la tine va face bobaz. Da, surată, îmi place tare mult artist. Să cânte, să danseze, poate, poate să picteze. Dar vă spun eu ceva de îndată, dacă Dominic o să aleagă cartea, cu siguranță dreptății va ține partea. Ce spuneți, să facem o vrajă mare, să audă între popor de cel mai bun judecător? Biribam și biribum, ce ți-a pusit să se împinească acum? Suratelor, poate fi avocat, medic sau poate chiar deputat. Indiferent de meserie, pe placul lui să fie, doar el își va alege drumul pe care va merge. Drumul în viață, unui va fi, priviți cu toții, cine-l va călăuzi. Mami, un prieten tu să-l fii, alături zi de zi. Să-l ajut, să-l sfătuiești, de tot ce-i rău să-l ferești. Iar tu, tati, model în viață îi vei fi. Ce e rău și ce e bine, să nu te speri, Dominic, mă chem pe mine dacă te speri. Crește mare, mândru vă va spune că sunteți cei mai buni părinți din lume. Dar și de naș va asculta, unde sunt nașii, aș vrea să le spun câte ceva. Pe tine nașă va avea suflet curat, privire blândă, iar tu-i vei fi pe viață, mama lui ce-l răzvață. Iar când Dominic va crește mare, drept răzvată vei primi, ce caldă zi de zi. Dar și dumneata, nașule, va trebui să-l înveți să fie un om cinstit, echilibrat, mereu devotat, să știe care pe cine se baza, cine de rele viață îl va apăra. Dar ia să vedem noi acum unde sunt moșii care te-au prins de mânuță și te-au pus prima căinuță. Moșilor, să-l îndrumați, să-l iubiți, să nu uitați să-l ocrotiți. Cu-al vostru zâmbet, mereu să-l înveseliți. Voi veți da înțelepciune să facă numai fapte bune.
povestești. Câteva locuri minunate unde așteptăm să fim chemate. Bruxelles, Viena sau poate chiar în state. Nu uita, visele devin realitate. Dragul meu, noi nu am uitat mise, ce-i mai important. Sănătatea, bunătatea și frumusețea îți vor contura frumusețea. Și nu uita, copile dragi, în viață, dacă ai sănătate, cu siguranță răspești în toate. De ce ne-a invitat-o duminică? Eu? Să-ți fie rușine. Cea mai fresă în toată? Sau ce credeți, dragă voi? Că da, m-am împătrunit, nu mai sunt bună de mulțimea. Bă, e bună de măritate. Exact, fată. Exact. Eu astăzi am venit să mă mărit. Și vezi-o pe tine, te-am ochit. Da, E mai tânăr și e mai bun. Încep cu el și după cu tine, bine? Da, e mai bun. Thank you.
că nu te le sus. Hai, învârte-te, învârte-te. Și pe dreapta. Mie mică, mie mică, mie mică. Și pe stânga, mie mică, mie mică. Și nu vreau să fie frumos. Da, atenție. Oh, bă. Nu e fată, da. Mai joacă. Ai făcut la vedere.
să mă iască urmea să iască apuța.
Din partea lui Nașu mare. 2 3 milioane.
4 milioane, 5 milioane, 6 milioane, 7, 8, 9, 10 milioane, 11 milioane, 12 milioane, 13 milioane, 14 milioane, 15 milioane, 16 milioane, 17 milioane, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35 de milioane. Să-i dea Dumnezeu sănătate și multă fericire. 30 de milioane și 100. Așa cum spune el, a botezat din plăcere, din suflet, fără pretenții. Așa, Nașu. Nașu. Din partea lui Nașu. Nașu e partea asta. E aici. E ceta cu Nașu. E ceta cu Nașu. Hai că... Nașule, 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 Nașule. Ia halul ăla. Bă, lăutare! Să facem în țea trească pe trână și cu mare! De la Cicida? De la Cicida. 150 de euro. Ne-ai venit la masă, să trăiască copiii și familia. Mai e de la cineva? Da, de la Nașu. Și de la Nașu, o ploaie de bani, să dea Dumnezeu sănătate și fericire. 25 de milioane, așa cum spuneam de zic cu pătrâni. De la Moșu. Fără număr. 300 de euro, să dea Dumnezeu sănătate. Euro fără număr.200 de euro să-i crească copiii și toată familia. Iau așa pentru că mască. Ia halul la rodă. De la Pintea Mondialu. Și 3 milioane. 150 de euro să trăiască copiii și toată familia. De la Goga. Bulibașa Burtocului. Așa spune. Bulibașa Burtocului. Bulibașa Burtocului. 10 milioane. Păi număr. De la Tanti Lucia. De la Vinga. Gonzales. Șeful Greilor. Nepotul lui Bulibaș. 4. Să nu te oprești până la 20. 6. Vinga Gonzales. 7. Număr. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de milioane, uite ce cuvânt ai, să nu se oprească până la 20. Ai știut, tata e. Așa, tata e. Are ochiul format, e mai bătrân. Are ochiul format. Aici am terminat. Mamă, la fane am ajuns. De la platul la cumare. De la cumnatul lui? 10 milioane. Nașu Mare. De la cumnatul lui Nașu Mare. 10 milioane să trăiască copiii. De la vrăjitoare. De la nepotul. 5 milioane și 50 de euro. Să-i dea Dumnezeu sănătate. De la bunicu. De la bunicu, cel mai fericit bunic. Să știi ce sunt cel mai fericit bunic.
Păi se vede. Ia uite, mă, n-am. De milioane de la bunicu. Să fii sănătos, să stăiască copiii și toți nepoții. Din partea lui Mariana Lonică. Ne stă la masă 4 milioane. Dan, moșu copilu. 5 milioane. Și de la băiatul lui ăsta, lui Ramona. Și de la băiatul lui Ramona 6 milioane. De la verișoara Loredana, 250 de euro. Și de la vărul stelu, 50 de milioane? 10 milioane. M-ai speriat, era cel mai mare, da. Și de la cine mă gândesc? De la Costinel, 150. Și de la Costinel, 150 de euro. Și de la bunicul mare. Mă, de la bunicul mare, fără rupă. De la bunicul mare, uite. De la nevasta. De la nevasta lui Pulipa. De la bunicul, băi. Ale... Și de la bunicul, a? Patru, șase. Așa. A, pe aia de cinci o săriși, șapte. Opt, nouă, zece. 15 milioane. Se dea Dumnezeu sănătate. Ai strigat de la Anderson, da. Da, de la Anderson asta. Gata, tata, pune-i. Gata? Gata? Da. Bă, vreți să vedeți un foc de artificii? Haideți să faceți și noi un foc de artificii și după... Haideți, fraților, afară.